cu gândurile și inima îndreptate spre nădejdea unei minunate promisiuni divine în casa mireasa, sărbătorile pascale au debutat cu binecuvântare și cuvânt de folos. Sărbători fericite, Doamne ajută! Sărbători, Doamne ajută! Am venit să vă dau câte o binecuvântare, să vă urez sărbători fericite și să vă invit să ne unim în rugăciune până de seara. Da, da. La ora 12 noaptea m-aș bucura ca toți să cântați Hristos a înviat. Vom cânta. Și că stați aici să vă și rugați. Toată atenția întregii creștinătăți și atenția omenirii este către un mormânt. Vedeți ce face Dumnezeu? Din acel lucru neînsemnat a devenit izvorul luminii. A devenit cel mai important loc al Universului în momentul acesta. Este mormântul lui Hristos. Acele lucruri însemnate, Dumnezeu le lucrează și le face frumoase. Așa că să aveți credință în suflet, să căutați să aveți simplitatea rugăciunii și mereu să vă rugați, Doamne, ajută-mă să fac cu voia Ta. Dar din inimă, de aici, așa, nu doar din gură. Doamne, și nu mă lăsa să greșesc. Să fiți sănătoși, să fiți binecuvântați, să aveți sărbători cu pace și cu bucurie. Amin. Doamne, ajută! Și pentru că orice întâlnire are gustul învierii, preotul a binecuvântat și casa băieților, oferindu-le mângâiere și gând curat în fața oricărei suferințe. Am venit să vă dau o binecuvântare, să vă urez sărbători fericite. Mulțumim. Să aveți sărbători fericite. Onest. Să aveți sărbători Onest. Fericite, Doamne ajută, și binecuvântare. Dumnezeu să vă dea sănătate și bucurie. Sunteți toți ortodoxi? Da, vă bucurăm că ați venit. Le spunem și fetelor să vă rugați la Dumnezeu așa: Doamne ajută-ne să facem voia Ta în toate. Doamne, mulțumim frumos. Da? Și pentru că ați venit și pentru cuvinte. Acum n-am venit degeaba. Am venit ca să-mi întoarceți vizita. Când ieșiți de aici, să ne vedem. O să ne vedem cu drag. Să vă ajute Dumnezeu să iubiți virtutea și frumusețea. Doamne ajută. Ortodox, nu? Pentecostal, Îngățișare. God bless you. Ok. Să fiți sănătoși. Doamne, ajută, sărbători fericite și din inimă, să știți că mi-am repetit în timp puțin timp ca să vin aici să vă urez din tot sufletul ăsta. După ce concurenții au primit binecuvântarea părintelui, clipele de dinaintea miezului nopții erau marcate de ultimele pregătiri pentru sărbători și dorința tuturor de a viziona slujba de înviere. Veniți de luați lumină. Veniți de luați lumina din lumina cea și în casa mireasa, iar fetele, mamele și băieții se pregăteau să descopere noua lume vestită de înviere pentru a o vesti mai departe. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruind. Se aprind luminile în sat, a înviat, a înviat, Hristos, Hristos, Hristos a înviat. Astfel casa devenea un loc luminat de gânduri frumoase și de bucuria învierii Domnului. Fiecare trăia un moment unic pe care îl dorea împărtășit, iar timpul se oprea pentru o clipă în loc ca să vestească iubire. Am uitat, am uitat. Bine! Să-l mănânce. După 12 ani, ciocnim un nou Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat. Ia mătușă. Bam! Bam, 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 bam! Hai să dăm cu cealaltă parte. Da, voi două, cealaltă parte. Așa! Adevărat a înviat.
Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Invers. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. S-au spart amândouă! Cum e posibil? S-au spart.